De la această oră pe Exclusiv TV veți vedea ședința Consiliului Local din Moinești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua, domnule primar, doamna secretar general, stimați colegi, începem ședința pe comisii. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău. Vă rog să faceți nominalizări. Din partea grupului PNL propun pe domnul viceprimar Bogdan Legănuș. Grupul PSD nu are propuneri. USR nu are propuneri. Din partea grupului PMP îl propun pe domnul Nini Pascalin Alexandru. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții pe tema proiectului, dacă nu, vă rog să votăm proiectul de hotărâre și nominalizarea făcută. Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți și alte propuneri. Supunem proiectul la vot cu nominalizarea, cu propunerea făcută de Partidul Național Liberal. Cine este pentru domnul... Nu mai pic. Nu? Trebuie propuse ambele. Ambele. Da. Numărat voturile exact din comisie. Deci Comisia de Urmărit, vă rog să votăm pentru prima nominalizare și anume în persoana domnului viceprimar. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Pentru domnul Nini Pascalini, cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți și alte propuneri, vă rog. Deci, supunem proiectul la vot cu nominalizarea domnului viceprimar. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Supunem la vot nominalizarea domnului consilier Nini Pascalini. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia juridică, dacă aveți și alte propuneri. Supunem la vot propunerea pe care am făcut-o pentru președinte de ședință pe domnul viceprimar. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Supunem la vot o abținere. Supunem la vot propunerea domnului consilier Nini Pascalini. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Deci două pentru și trei împotrivă. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al municipiului Moinești. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău, pentru anul 2024. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? O abținere.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 141 din 19.08.2022 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, reabilitare poduri în municipiul Moinești, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii aflate în domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate închirierii aflate în domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Avem vot. Și votul celor din online, nu se aud, dar se văd. Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 812, situat în municipiul Moinești, strada George Coșbuc, zona Cimitir, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Dârlea, cum votați? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 2014 bis, situat în municipiul Moinești, strada George Coșbuc, zona Cimitir, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 68.840, situat în municipiul Moinești, strada Luminii, zona Garaje Cimitir, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări.
Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 65.084, situat în municipiul Moinești, strada George Coșbuc, punct zona Garaje, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 68.848, situată în municipiul Moinești, strada George Coșbuc, zona Ștrand Lucăcești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 61.224, situat în municipiul Moinești, strada Constantin Dobrogeanu Gherea, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 63.385, situat în municipiul Moinești, strada Constantin Dobrogeanu Gherea, fără număr, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 63.048, situat în municipiul Moinești, strada Constantin Dobrogeanu Gherea, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 68.889, situat în municipiul Moinești, strada Constantin Dobrogeanu Gherea, zona Garaj, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 65.087, situat în municipiul Mâinești, strada Costache Negri, bloc 1, apartament 3, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în intravilanul municipiului Mâinești, strada Tristan Țara, numărul 6, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unui teren situat în municipiul Mâinești, județul Bacău, în favoarea OMV Petrom S.A., în vederea realizării obiectivului de investiții, lucrări de abandonare de suprafață, sondele 237 și 1204, Mâinești. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor terenuri situate în municipiul Mâinești, județul Bacău, în favoarea OMV Petrom S.A., în vederea realizării obiectivului de investiții, devierea tronsonului de pe conducta de gaz dinspre S.R.M.I. Zemeș către stația compresoare Mâinești, în zona străzii Schelei. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 21. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a unei suprafețe de teren situată în extravilanul municipiului Mâinești. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mâinești, numărul 78, din 24.04.2018, pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Reabilitare Termică Imobile, Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu paturi a Spitalului Municipal de Urgență Mâinești, județul Bacău.
Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 24. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Moinești pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a SC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 11-12-2023. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 26. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială a unei locuințe sociale situate în municipiul Moinești, stradă Capitan Zăgănescu, numărul 14, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 27. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale situată în municipiul Moinești, strada Capitan Zăgănescu, numărul 14, camera 202, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 28. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Protopopiatul Moinești a imobililor situate în municipiul Moinești, strada Mihai Eminescu, numărul 167, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 68.174, situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, aferent apartamentului 1/2H, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă?
Abțineri. Mulțumesc. 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 68.176, situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, aferentă apartamentului 2x2H, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 68.173, situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, aferent apartamentului 3-2H, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 68.175, situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, aferentă apartamentului 4x2H, județul Bacău. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 60.392, situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, aferent imobilului 2H, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 62.499, situat în municipiul Moinești, strada Luminii, zona garaje cimitir, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 68.961, situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, zona Cascada, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 68.690, situat în municipiul Moinești, strada Tristan Țara, zona Distrofici, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului.
Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 68.954, situată în municipiul Moinești, strada Constantin Dobrogeanu Ghera, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 62.437, situat în municipiul Moinești, strada Avântului numărul 2, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Ședința pe comisie a luat sfârșit, urmează o pauză, după care ședința de plen. 3 aliniatul 1. Din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului municipiului Moinești, numărul 1036/2023, ați fost convocați astăzi în ședință ordinară a Consiliului Local al municipiului Moinești. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți 19 consilieri, din cei 19 validați în funcție, atât în sala de ședință, cât și prin conectare prin mijloace electronice. Și având în vedere primul punct al ordinii de zi, care este aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 31.10.2023, în conformitate cu prevederile articolului 138 aliniatul 13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 privind codul administrativ, vă consult dacă există completări sau modificări față de forma care a fost transmisă către dumneavoastră și prezentată în procedură de transparență pe site. Nefiind completări, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 31 octombrie 2023. Pentru. 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 Cu 19 voturi pentru a fost adoptat procesul verbal, conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din 31 octombrie 2023. Dau cuvântul. Ar trebui să dau cuvântul domnului președinte de ședință, dar având în vedere că alegerea președintului de ședință este punctul 2 pe ordinea de zi, o să vă supun la vot tot eu acest proiect. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al municipiului Moinești, județul Bacău. Vă rog să vă exprimați. Pentru. 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 Dar, păi sunt două propuneri, dar dumneavoastră trebuie să exprimați avizele și cu voturile de la propuneri. Da, votăm separat pentru două provincii și pentru unul pentru mine. Exprimați-vă votul pentru una din propuneri. Prima propunere care a fost transmisă de executiv. Proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este transmis către dumneavoastră. Dumneavoastră ați avut pe comisii două propuneri. Da? Fiecare comisie a avut un număr de voturi
pe aviz, da? Vă rog să exprimați avizele comisiei. Pe ce aviz? Avizul? Comisia de urbanism să avizul. Deci pentru prima propunere, domnul Regănuș, 7 voturi pentru aviz favorabil. Pentru a doua propunere, 7 abțineri. Da? Comisia de economică și juridică. Comisia economică. Pentru domnul Bogdan Legănu, 6 voturi pentru și 1 împotrivă. 7? 7 voturi. Pentru 7 voturi de domnul Legănuș. Iar pentru domnul Nini Pascalini, 6 împotrivă și 1 pentru. Da. Comisia juridică. Pentru domnul Legănuș, 4 voturi pentru și abținere. Și pentru domnul Nine, 4 voturi pentru 2 și 3 abțineri. Având în vedere avizele comisiilor de specialitate, supunem la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru propunerea domnului Bogdan Legănuș. Pentru. 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 Da? Cu 18 voturi pentru și un vot împotrivă. Sau o abținere. O abținere, da. Și supunem la vot și cealaltă propunere, deși hotărârea a fost adoptat. Da, cu 3 voturi pentru, 5 împotrivă, 8 abțineri și cei din online au votat cum? Împotrivă? Abținere. Abținere, da. Deci, 4, 8, 9 abțineri, da, 6 împotrivă și celălaltă 5. 3 abțineri. Deci 11 abțineri. 5 împotrivă și 3 voturi pentru. Deci, este adoptat proiectul de hotărâre propus de executiv privind alegerea președintelui de ședință cu propunerea domnului viceprimar. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a aproba ordinea de zi și pentru a parcurge ordinea de zi de astăzi. Mulțumesc, doamna secretar, stimate domnule primar, stimați colegi, începem ședința ordinară convocată astăzi prin supunerea la vot a ordinii de zi a ședinței. Ordinea de zi a online-ul? Pentru. Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al municipiului Moinești. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Pentru. 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 Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău, pentru anul 2024. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Dau cuvântul domnului primar. Da.
Am intervenit pentru că apar tot felul de discuții că s-au mărit impozitele și taxele locale. Ei, nu este adevărat, pentru că impozitele și taxele locale se indexează conform legii. Acest lucru am făcut și noi și acest lucru fac toate consiliile locale și județene din țara asta. Și orice taxă și impozite anul, în fiecare an se indexează cu rata inflației. Acest lucru se regăsește și în tabelul pe care îl aveți dumneavoastră, anexat la proiectul de hotărâre. Așadar, nu dezinformați cetățenii că noi, vezi, Doamne, mărim impozitele și taxele locale. Au fost actualizate câteva acolo, nu înseamnă o mărire a impozitului pe clădire, o mărire a impozitului pe mașini sau celelalte pe care le plătesc cetățenii municipiului Moinești. Pentru a realiza și a nu fi necesar să mărim impozitele, întotdeauna mai trebuie să le spui lupilor moraliști să-și plătească ei prima dată impozitele și taxele locale pentru a avea bani să dezvoltăm această localitate și nu să întotdeauna să arătăm cu degetul când noi nu suntem chiar corecți. Așadar, consider că nu dezinformați cu ceea ce nu este adevărat cetățenii, ci informați-vă la direcțiile, serviciile primăriei municipiului Moinești, dacă nu citiți materialele care vi le punem la dispoziție în integralitatea lor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Dacă mai sunt alte intervenții pe marginea proiectului de hotărâre? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Pentru. 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 Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 2 abțineri. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 141 din 19.08.2022 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, reabilitare poduri în municipiul Moinești, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. 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 Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii aflate în domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog, raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. 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 Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate închirierii aflate în domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, demarăm procedura de vot. Pentru. 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 Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 812 situat în municipiul Moinești, strada George Coșbuc, zona Cimitir, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Pentru. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 2014 bis, situat în municipiul Moinești, strada George Coșbuc, zona Cimitir, județul Bacău. Rog, raport Comisia de Urbanism.
Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, demarăm procedura de vot. Pentru. 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 Vă rog, reluați procedura de vot. Domnul Dârlean a apucat să voteze. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 9. 10, mă scuzați. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 68.840, situat în municipiul Moinești, Strada Luminii, zona Garaje, Cimitir, județul Bacău. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. 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 Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 65.084, situat în municipiul Moinești, strada George Coșbuc, punct zona Garaje, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Pentru. Mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 61.848, situat în municipiul Moinești, strada George Coșbuc, zona Ștrand Lucăcești, județul Bacău. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Pentru. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 61.224, situat în municipiul Moinești, strada Cedeghierea, județul Bacău. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. 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 Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 63.385, situat în municipiul Moinești, strada Cedeghierea, fără număr, județul Bacău. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura. Pentru. 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 Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 63.048, situat în municipiul Moinești, strada Cedeghierea, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Și Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. 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 Proiectul a fost adoptat cu unanimitate. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 68.889, situat în municipiul Moinești, strada Cedeghierea, zona Garaje, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Economică.
Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Pentru. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 65087, situat în municipiul Moinești, strada Cenegri, blocul 1, apartamentul 3, județul Bacău. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. 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 Reluăm procedura de vot, domnul Dârlea. Da, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în intravilanul municipiului Moinești, strada Tristan Țaran, numărul 6, județul Bacău. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Pentru. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unui teren situat în municipiul Moinești, județul Bacău, în favoarea OMV Petromesa, în vederea realizării obiectivului de investiții, lucrări de abandonare de suprafață, sondele 237 și 1204 Moinești. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o neparticipare. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. 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 Nu s-a înregistrat votul, nu? Haideți, vă rog, să reluăm procedura de vot și vă închideți un pic aparatul de vot, domnul Acatrinei, ca să se înregistreze cu... Ok. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru și o neparticipare la vot. Punctul numărul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor terenuri situate în municipiul Moinești, județul Bacău, în favoarea OMV Petromesa, în vederea realizării obiectivului de investiții, devierea tronsonului de pe conducta de gaze dinspre SRMI Zemeș către stația de compresoare Moinești în zona străzii Schelei. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o neparticipare. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. 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 Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru și o neparticipare la vot. Punctul numărul 21. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a unei suprafețe de teren situată în extravilanul municipiului Moinești. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Și Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Pentru. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 78 din 24.04.2018 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Reabilitare Termică Imobile Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu. Vă rog, Comisia de Urbanism.
Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă rog, Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări? Dacă nu sunt, putem demara procedura. Pentru. 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 Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu paturi a Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Rog Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. 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 Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 24. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Municipiul Moinești pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a SC Compania Regională de Apă Bacău SA din 11.12.2023. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Pentru. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Punctul numărul 26. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției de Asistențe Sociale a unei locuințe sociale situate în municipiul Moinești, strada Capitan Zăgănescu, numărul 14, județul Bacău. Consult Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă rog Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul a fost votat în unanimitate. Punctul numărul 27. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale situată în municipiul Moinești, strada Capitan Zăgănescu, numărul 14, camera 202, județul Bacău. Vă rog, Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. 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 Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 28. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către protopopiatul Moinești a imobilelor situate în municipiul Moinești, strada Mihai Eminescu, numărul 167, județul Bacău. Vă rog Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog Comisia Juridică. Economică, îmi cer scuze. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Și Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 68.174, situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, aferent apartamentului 1/2H, județul Bacău. Vă rog, Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă rog, raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Și rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Alte discuții, întrebări pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, demarăm procedura de vot.
Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 68176, situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, aferent apartamentului 2/2H din județul Bacău. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. 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 Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 68173, situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, aferent apartamentului 3/2H din județul Bacău. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 68175, situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, aferent apartamentului 4/2H din județul Bacău. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. 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 Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Punctul numărul 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 60392, situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, aferent imobilului 2H, județul Bacău. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. 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 Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Punctul numărul 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 62.499, situat în municipiul Moinești, strada Luminii, zona Garaje Cimitir, județul Bacău. Vă rog Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. 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 Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 68.961, situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, grupaj Garaje, zona Cascada, județul Bacău. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. 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 Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 68690, situat în municipiul Moinești, strada Tristan Țara, zona Distrofici, județul Bacău. Vă rog Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. 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 Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate.
Punctul numărul 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 68954, situat în municipiul Moinești, strada Dobrogeanu Gherea, județul Bacău. Vă rog, Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 62437, situat în municipiul Moinești, strada Vântului numărul 2, județul Bacău. Vă rog, Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. 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 Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Trecem la ultimul punct al ordinii de zi și este vorba despre punctul diverse. Dau cuvântul domnului primar. Mulțumesc. Având în vedere că urmează luna decembrie, o lună în care se întâmplă și evenimente, cu toate că a apărut lege și ordonanța 90 care ne cam restricționează cheltuielile pe aceste domenii. Cu toate acestea, am găsit soluții să organizăm câteva evenimente și unul din ele este data de 1 decembrie, Ziua Națională a României, la ora 14:30, la monumentul din fața primăriei din Parcul Central, va avea loc un ceremonial militar cu prezența garnizoanei Bacău cu fanfara militară și două plutoane de soldați care vor și defila la final. Vă invit pe toți să luați parte la acest eveniment. Mă adresez aici și instituțiilor de concentrate, spital, școli, să fie prezenți cu un grup de copii, cu cadre didactice, pentru a depune câte o coroană. Știți cu toții cum se desfășoară ceremonialul militar. Sunt permise în prezența garnizoanei depunerea a doar 6 coroane, de la președinte până la veteranii de război, după care vor defila și noi ne vom întoarce să depunem coroanele de la instituțiile publice din municipiul Moinești, să vizionăm și un spectacol artistic susținut de copiii din municipiul Moinești. Așadar, vă rog să fiți prezenți, este într-o zi în care sunt liberi, atât elevii, profesorii, dumneavoastră, dar fiind un eveniment important pentru noi toți, vă rog să luați parte cu toți la acest eveniment. Un alt lucru care se va întâmpla în luna decembrie este realizarea acelei parade și acelui spectacol susținut de cei care organizează tradiții, obiceiuri, costume populare. Cu siguranță ne vom organiza tot pe 27 decembrie. Ora vă vom comunica la timpul potrivit și se va desfășura la fel pe strada Tudor la Dimirescu și în Parcul Central. Ca să spulberăm toate vorbele care se aduc că nu se va face sau că nu ne ocupăm noi cei din primărie. Și am lăsat la urmă Târgul de Crăciun. Este o inițiativă a primăriei și nu a unor domn consilier care cred că organizează ei, ci noi ne ocupăm cei din primărie. Și nu dați aprobări să vină, nu știu cine, n-aș da nume, știți cu toții despre cine vorbesc, să vină în Piața Bazar, că mi-a aprobat domnul consilier, să vină la Târgul de Crăciun, că mi-a aprobat domnul consilier. Nu e nevoie de aprobarea unui consiliu, a consilierului, faceți parte din forul deliberativ din acest oraș și aveți atribuții trasate în regulament, care se regăsesc în regulamentul de funcționare a Consiliului Local și în legile în vigoare. Acest lucru se organizează de primărie, să știe toată lumea și noi gestionăm tot ceea ce se întâmplă în spațiu unde va funcționa acest târg de Crăciun. Și ca să realizez aceste evenimente, mă întorc să vă plătiți amenzile și impozitele din anul 2020 încoace. Cu bani se fac lucrurile și dacă nu ne plătim noi, cei care venim aici să luăm decizii, nu o să avem cu ce și nu este nici frumos. Și am să închei prin faptul că a apărut și legislația privind reorganizarea aparatului de lucru al primarului
și trebuie să punem în aplicare acest lucru până la data de 1 ianuarie. Deja am lucrat cu colegii mei, deja am avut o întâlnire cu salariații primăriei, cu șefii din primăriei, se vor reduce câteva posturi de conducere așa cum prevede legea și pentru data de 29 voi convoca o ședință extraordinară. Probabil vor mai fi câteva puncte legate de proiectele cu finanțare europeană care trebuie încheiate și mai trebuie actualizați indicatori. Pe data de 29, cred că la ora 13:30 vom avea o ședință de Consiliu Local extraordinară. Mulțumesc frumos! Noiembrie. Mulțumesc, domnule primar. Dacă mai sunt intervenții la punctul dat, domnul Pascalini. Da, mulțumesc, domnul viceprimar, domnul președinte de ședință. Așa cum v-ați dat seama, consilierul de care tot face referire domnul primar sunt eu. Se referă la situația mea fiscală, înainte de toate de amenziile pe care le am. Asta în urma faptului că tot am postat pe Facebook neregulile pe care le-am observat în oraș. Îmi pare rău că un consilier este atacat în halul ăsta pentru că are ceva de spus, pentru că ați zis bine, ne-am trasat niște linii acolo și noi suntem puși aici nu să stăm numai să ridicăm mâna, cred eu personal. Cât despre situația mea fiscală și despre rolul meu, am primit fără nicio solicitare de la doamna secretar două foi nesemnate, în condiția în care acum două săptămâni mi-au fost transmise și semnate domnul primar, referitoare la situația mea fiscală. Mie mi se pare aberant ca la ora 9:04 dimineața să scoți un document care conține și scrie cea dată un caracter personal protejat conform regulamentului, să îl înmânezi înainte de ședință unui consilier sub nas, ca și cum el ar fi solicitat acest lucru sau pur și simplu ca să încerc să-l intimidez. Adică am ajuns la un nivel în care cineva își folosește funcția ca să scoată în evidență ce? Că cineva are amenzi neplătite? Eu am zis foarte bine, sunt un cetățean ca toți ceilalți, știm foarte bine cât de greu este să te miști în lumea asta în care dai din stânga în dreapta, nu mai știi unde să mai împarți banii, muncim ca nebuni zi și noapte și nu trebuie să-mi vină mie nimeni în ședință să-mi spună că are un consilier amenzi neplătite sau ceva de genul. Sunt la fel ca mulți alți cetățeni din municipiul Moinești. Foile astea nu sunt semnate, le-am primit cele oficiale acasă și mulțumesc pentru asta, dar nu mi se pare deloc în regulă să-mi fie puse la dispoziție ca un aviz nesemnat. Dacă era ceva oficial, bănuiesc că atunci îl vedeam semnat, înțelegeam că nu l-am primit la cunoștință. Asta este unul. Cât despre Târgu de Crăciun, inițiativa pe care am propus-o a fost în urma discuției pe care am avut-o cu domnul Costea, care mi-a spus că nu există în plan așa ceva pentru că nu participă de obicei nimeni la aceste activități. Pur și simplu am zis hai să luăm noi frâiele, am discutat cu anumite persoane, am încercat să-i aducem în zonă, care am înțeles după aia că de fapt au fost refuzați când au ajuns la primărie pe motiv că nu sunt din oraș. Asta mi-au comunicat, nu știu, nu am stat să verific fiecare caz în parte. Și ca ultimă concluzie, să știți că încercăm să ne facem treaba așa cum putem. Dumneavoastră, prin persoanele pe care le aveți în subordine, cu postări și Facebook-uri false și alte alea, tot sunt atacat pentru ceea ce scriu acolo. Îmi asum foarte bine fiecare lucru și eu cred că nu am mințit cu nimic. Pentru că și dacă vorbim de o indexare de 13,8%, de fapt și aia este o mărire. O indexare legală-nelegală, cum spuneți dumneavoastră, anul viitor Moinești ne vor plăti mai mult. Dar asta nu înseamnă că am zis vreun fel de minciună. Da, mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Dau cuvântul doamnei secretar. Să știți că este o neînțelegere. Dumneavoastră ați discutat înainte de ședință cu doamna Mihaela Duca, șeful Serviciului Impozite Venituri, aici, pe colțul mesei, pe dosarul de ședință. La începerea ședinței am găsit pe dosar acel document cu numele dumneavoastră și am considerat că l-ați uitat aici când ați discutat. În niciun caz nu vă transmit înainte de ședință eu, dumneavoastră, pentru că cunosc procedura legală de înștiințare a tuturor cetățenilor, nu numai a consilierilor locali, și sub nicio formă nu v-am transmis niciun document. Să ne înțelegem. Dumneavoastră, eu, când am intrat în sala de ședință, erați aici, în locul secretarului, și discutați cu doamna Mihaela Duca pe dosarul de ședință. Și ați lăsat documentul aici. Despre ce vorbim?
Da, discutăm. Doar o ultimă completare am și îmi cer scuze. Am legat de impozite și taxe, doar atât vreau să menționez. Am făcut solicitare la începutul anului pe ghiseu.ro pentru date, ca să pot plăti toate aceste amenzi despre care vorbim aici. Nu am primit nici acum faptul că sunt rolat în sistem. Nu știu de ce. În schimb, se poate prin registra pe portalul e-guvernare să plătiți cu autentificare, să vă vedeți rolul fiscal. Dar asta înseamnă să intrați pe e-guvernare, să vă faceți cont acolo. Dar dacă ne întrebați, noi vă ofeream detaliile respective. Pe ghiseu.ro, doar plată fără autentificare, poți plăti în condițiile în care știi sumele. Eu nu v-am dat-o eu, n-am avut-o eu. Noi am discutat strict de impozite, de indexare, doar știți foarte bine, eu v-am arătat hotărârea cu indexarea. Cu drag. Da, mulțumesc. Dau cuvântul domnului primar. Dumneavoastră ați sustras-o probabil de pe colțul mesei. Era material de lucru al nostru aici. Ați văzut numele, ați luat-o de aici, probabil. Dar dacă tot ați văzut-o, să discutăm în esență despre ce discutăm, nu de scuze și de alea. 2021, 22, 23 și urmează 24. Asta să discutăm. Cu bani se fac lucrurile la primărie și nu cu vorbe și cu fel de justificări, că n-am fost înregistrat și toate alea. Privitor la ce puneți în spațiu public, e dreptul dumneavoastră. Dar ar fi frumos să vă puneți ca și campanie electorală și ce ați făcut și ce aveți de gând să faceți, nu să arătați cu degetul o lucrare care nu este recepționată și filmați și spuneți acolo tot felul de lucruri care nu sunt adevărate. Da, asta faceți. Dezinformați cetățenii prin mediul online, pe considerentul că vă faceți campanie electorală. Vă urez succes, dar faceți și ceva ca să vadă lumea că faceți ceva pentru orașul ăsta, așa cum spuneați mai înainte, că nu vă plătiți din anumite motive. Eu cred că toți cei care sunt aici la masă și cetățenii orașului sunt corecți și își plătesc. Sunt unii care nu își plătesc și asta nu e de bine, mai ales unul care ocupă o funcție de consilier local. E jenant. Vă mai și scuzați aici, în fața colegilor și în fața camerelor de la vedere. E o scuză care nu cred că și are locul pentru o persoană publică care deține și o funcție de demnitate publică. Nu e nicio răzbunare, nu se adresează nimeni cu răzbunare. Și în continuare veți face acest lucru în mediul online, sunt sigur, doar cu jigniri și amenințări și tot felul de acest lucru. Puneți umărul la dezvoltarea acestei comunități. Ați fost parte atunci când făceați parte din aceeași formațiune politică cu mine la inițierea acestor proiecte, astăzi schimbând opțiunea politică, sunteți împotrivă la tot ceea ce se face în acest oraș. Zic eu că suntem aici un număr de consilieri, salariați al aparatului de lucru al Consiliului Local, care face treabă și cetățenii apreciază acest lucru și se vede în spațiu public. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Dacă mai sunt alte intervenții, da, domnul Apetri. Mulțumesc, domnule președinte. Să terminăm un pic altfel, zic eu, această ședință, pentru că finalul pare un pic tensionat. Am rugăminte atât către domnul primar, cât și către colegii consilieri și probabil și către toți ceilalți din primărie, să sprijinim un pic activitatea de promovare a cetelor de date în locale, dacă tot s-a discutat. Am informații că urmează să, mă rog, informații, că nu-i nimic secret, urmează să vă întâlniți cu mai mulți primari din zonă. Poate ajutăm un pic pe cei care au investit și au făcut câteva cete frumoase să mai iasă și prin alte locuri, să, nu știu, să se ducă pe la alte parade până în parada noastră și după. Cu asta ne puteți sprijini, vă rog să luați în calcul. E o solicitare a șefilor de cete. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule consilier. Dacă mai sunt intervenții la acest punct, dacă nu, declarăm ședința închisă. Vă urez un weekend cât mai liniștit.